Din școli lipsesc orele de educație medicală alimentară. Iar ceea ce faceți dumneavoastră vine ca o soluție pentru mulți copii care altfel nu au acces la informație de calitate. Ei pot să găsească pe internet tot felul de informații, însă au nevoie de sfatul medicului. Ce anume îi învățați atunci când ajungeți în mijlocul lor la școală? În primul rând, învățăm că. Toate sunt bune, dar nu toate sunt de folos. Învățăm ce înseamnă alimentația sănătoasă. Învățăm că nu orice aliment gustos și foarte arătos este și sănătos. Facem aceste ore de educație medicală prin joacă. Uh, încercăm să ne jucăm, să învățăm ce sunt fructele și legumele, de ce, pentru că legumele sunt foarte importante, au apă, fibre alimentare, vitamine și oligoelemente. Și învățăm ce sunt legumele uh, prin texturi diferite, prin culori diferite, dăm exemple de legume. Acum, la ultima acțiune, am făcut uh, două grupe, grupa legumelor și grupa fructelor, pentru că și fructele au oligoelemente, vitamine, dau și fructoză și astfel, prin concursuri interactive, prin jocuri, învățăm să mâncăm sănătos. Insist foarte mult pe consumul de legume și fructe, pentru că, din păcate, copilașii noștri nu mai știu să mănânce legume și fructe pe salate. Învățăm ce înseamnă mâncare gătită acasă: ciorbe, mâncăruri, salate. Învățăm să facem sport, mișcare. Este important, mai ales dacă am mâncat mai mult, să consumăm această mâncare și uh, facem jocuri. Bineînțeles, este și o echipă câștigătoare, avem premii. Pentru a fi un uh, proces de învățare frumos și să-l să simtă așa ca pe o joacă, să nu-l simtă ca un proces uh, greu. Ce le spuneți despre produsele de tip fast-food? Cum ar trebui ele să fie consumate? Pentru că tot vorbim despre o alimentație nesănătoasă. Dar ce înseamnă mai exact alimentația nesănătoasă? Din păcate, într-adevăr, există un consum mare de, pro de alimente procesate, de alimente fast-food. Fast-food înseamnă mâncare rapidă. Și poate și după pandemie, și poate și acest sistem informatic bine dezvoltat, copiii deja își comandă prin anumite programe pe calculator, își comandă alimente fast-food, inclusiv la școli, inclusiv la licee. Din păcate, au foarte multe calorii din păcate au puține fibre, au puține vitamine și oligoelemente, au calorii goale, le spunem noi, pentru că de cât ne îngrașă, au multe lipide și lipide din acelea rele și duc la un duc la o creștere în greutate, duc la o stare, să zicem, proastă, cu digestie proastă, cu concentrare deficitară. E bine să încercăm pe cât putem să consumăm din ce în ce mai rar aceste produse fast food, cu prăjeli, cu sosuri, cu fel de fel de produse de patiserie, de mezeluri și așa mai departe și e bine să consumăm hrană vie din fructe, legume, cereale integrale, o carne bine procesată, fiert, înăbușit, nu prăjeli.